Investitorii care au cumpărat termocentrala Mintia vor fi prezenți marți la Deva. Reprezentanții MAS Global Energy Rom vor susține o conferință de presă. La această întâlnire vor lua parte și președintele Consiliului Județean Hunedoara, prefectul județului Hunedoara, primarii din Deva și Vețel, reprezentantul administratorului judiciar al CEH, administratorul special al CEH și directorul general al complexului energetic. Centrala termoelectrică Mintia a fost cumpărată de către compania MAS Global Energy Rom, partea MAS Group Holding, unul dintre producătorii globali de energie. Noi investitori vin marți la Deva, unde se vor întâlni cu mai multe oficialități ale județului și vor susține o conferință de presă. Aceștia au achiziționat termocentrala cu peste 91 milioane de euro în urma licitației publice. Oficialii spun că este prima investiție a grupului MAS în România și că au impus anumite condiții investitorului cu scopul de a relansa producția de energie în Mintia.